Bună, bună! Astăzi răspund unor comentarii răutăcioase, câteva o să fie un comentariu scurt. Cel mai mult m-a deranjat o doamnă care mi-a transmis că ne rugăm la morți, că nu-i lăsăm să odihnească, le... s-a legat de faptul că eu am fost la cuvioasa Paraschiva și m-am rugat la racla Sfintei. Vreau să vă spun, dragă doamnă, mă rog, dragă mai puțin în urma comentariului tău. Eu de la bunica mea așa am învățat, eu mă țin de tradiții, nu mă țin, nu pot să spun că citesc cărți sfinte, mă țin de citit Evanghelia sau de citit toate astea, Biblia ca orice om am citit-o, dar... Eu întotdeauna am credințele bunicii, cu ea am crescut, la ea am crescut și cu tradiția și credința bunicii merg înainte. Să-ți spun ce făcea bunica de cuvioasa Paraschiva. Bunica de cuvioasa Paraschiva, înainte, cu o zi două, se urca frumușel în tren, își lua uh, mă în traistă, își lua uh, ceva, o, uh, se chema casâncă, un batic mare, mare, cu care să învelească, un, uh, un ciolofan, în caz de ploua să se acoperi cu un ciolofan, și mai lua un uh, smoc de busuioc, cu care mergea și-l lua în mână, mirosea atât de frumos, era din grădină de la ea și lua smocul ăla de busuioc și aștepta acolo la rând câte o zi, două, ca să ajungă la sfânta. Îmi vine să plâng. Asta era credința ei. Spunea că este mijlocitoarea rugăciunilor ei. Uh, la lua o haină de alu bunicu, dea băieților câte o hăinuță, câte o plovăraș și mângâia așa racla sfântă și se ruga pentru sănătatea lor. Busuiocul îl dădea pe lângă raclă și apoi îl punea uh, prin casă. Când ajungea acasă, uh, îl punea la fiecare icoană din fiecare camer până anul viitor să-i fie protejată casa și familia. Așa că nu ai tu niciun drept să vii să spui că nu credința noastră, credința bunicilor, credința străbunilor nu este bună, este ceea ce spui tu. Spui că există un singur mântuitor. Da, Iisus Hristos este Dumnezeu nostru. Dar sunt și sfinți martiri care s-au jertfit pentru credință, s-au jertfit pentru, um, pentru oameni. N-ai tu cum să schimbi așa ceva. Poate nu înțelegi, poate nu ai fost crescută în credința ortodoxă, dar noi ortodoxi credim în sfinți, credem în martiri. Îmi pare tare, tare rău că ai, pur și simplu, cu, cu acest comentariu, ai. Nu, nu puteam să cred că există oameni de felul ăsta. Mai sunt comentarii, acum trecem mai departe la niște comentarii puierile. O luăm la în râs și la mișto, că trecem de la râs la plâns sau de la plâns la râs. O doamnă mi-a spus că mi-a comentat și mi-a spus că ar trebui să mă operez din gușă. Da, am gușă. Uh, am ajuns la 50 de ani cu gușă. Uh, toată viața am fost dolofană, grăsuță, niciodată slabă. Așa mi-a fost felul, poate pentru că am mâncat mai mult, poate că din familie sunt mai dolofană, poate că... Dar dacă neata, ta, doamnă, crezi că la 50 de ani eu îmi voi cheltui banii să-mi operez gușa, care nu este la tiroidă, este ceva genetic. Porec la familiei mele în sat de-a lungul sutilor de ani, zecilor de ani, este gușă. Pentru că toți, chiar dacă erau mai slăbuți în familie, la noi erau mai dolofani, aveau gușă da? Și porecla era gușă. Și nu într-un sat erau mai multe familii cu același nume, dar era cutarea lui Chioru, cutarea... noștri erau cutarea lui gușă, da? A, cu banii pe care eu i-aș da să-mi operez gușa ca să-ți plac matale, A, vreau să spun că mă duc în vacanții cu soțul meu și mă petrec și mă simt bine cu tot cu gușă. mi și gușa cu mine, da? Uh, mi se pare așa o, o discuție și ajung la niște discuții puierile, dar am vrut să fac și mișto de tine. Culmea este că pe doamna o cheamă Gușatu. Deci este, mi s-a părut așa de comedie. Da. Adică doamnă. 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 Uh, iar mai era o doamnă care se, legau de, se lega de din muștile din curte de la mine că stau muștile pe mămăligă. Nu stau pe mămăligă, că le fugăresc și eu. Eu stau în curte, la țară, și mai băzii cu tiuna. Aveam o vecină uh, care avea un păianjen într-un colț, în bucătărie. Și altă vecină venea la ea și făcea, vecină, dar și păianjen ai acolo. Ei, las, că lui da de sară, de jos, ei. Vine a doua zi. Dar n-ai dat păianjul și la jos de acolo? Ei, n-am avut timp să-l dau. A treia zi vine le da tot pe și ala nu l-ai mai dat. Auzi, nu te lega de meu. Eu dimineața îmi beau cafeaua cu el, vorbesc cu el, îmi fac ziua, îmi plănuiesc ziua cu el. Cu tine vii, bârfești și pleci. Așa și mata. Nu te lega de muștile mele. las le acolo. Pe cuvânt, dacă îți dau ție vreo lingură de mâncare. Uh, fiind la țară acum... Serios vorbind, fiind la țară, mai aterizează câte o muscă. În jur împrejur lumea are animale, are una, alta și la bunicile mele și la, în oraș. De fapt, la Bârlad sunt muștii. li fugărim, li... A, doamna a spus că, sau o altă doamnă, nu mai țin minte, a spus că pune, se duce la cineva la țară, adică ea de la oraș, se duce la cineva la țară și mănâncă și sunt și acolo muști, dar pun niște benzi de jur împrejurul mesii și pot mânca, că benzile, muștile aterizează pe benzile alea nu serios, aterizează muștile pe benzile alea și e mișto să mănânci, să bagi la lingurică și tu te uiți la muștile alea zbătându-se pe lichișurile cele. Și eu nu cred, nu cred că afară, în aer liber, muștile, cât ar fi ele de proaste, vin și aterizează exact pe benzile alea pe care le pune omul să aterizeze. Nu știu, avea și bunica Benz, dar îi punea în interior, ardea niște buruieni ca să nu intri muștii în casă. Afară sunt muști aer liber. Nu cred că spune, vine vreuna, băst, 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 am venit să mă lipesc de bandă, să nu mă vedeți. Și, pe și tu mânești și mușca brr, 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 să-ți bate acolo în ochii tăi și tu zici, bai, ți-am făcut o muscă. Băi, o prostie, deci mi se pare prostia totală. De ce să mai leagă lumea? De multe, deci din de multe, din părul meu, de hainele mele. Băi, eu nu înțeleg și sunt aceleași persoane, sunt vreo 4-5 care intră și continuu să leagă de aceleași lucruri, aceleași lucruri, aceleași N-au o poză, n-au nimic. Pe Facebook, cel puțin, comentatorii cei mai ferocii sunt cei care au uh, icoane la, uh, la profil. Deci, domnule, nici măcar nu ești asumat. Ori ai vreun copil, ori ai vreun, uh, vreo icoană la, la profil. N-ai nicio postare, n-ai nimic. Stai ca guzganul și la în grotă și spui, aleu, o postat asta. Vă leu, hai să-i zic ceva, hai să-i dau peste nas. Na. Dar crezi că nu o să mai apar, îți fac în ciudă săc, că tot o să apar în continuare. Cam asta am avut dispus. Sunt multi comentarii, multe, multe, dar nu mă ocup de, de el. cel mai mult mă deranjat că s-o legat de credința mea și de tradiția de a merge la Sfânta Parascheva. Da? Am fost la Sfântul Nectarii, la Mormântul, la Racla Sfânt. Am fost la mai multe la mai multe biserici și mănăstiri, unde m-am rugat. Eu vreau să vă spun că am avut o problemă și de sănătate acum ceva ani și m-a rugat tare, tare mult la Sfântul Nectare și am spus că când o să fiu bine, o să mă duc în pelerinaj și am fost la Sfântul Nectare și m-am simțit atât de bine, atât a... așa că nimeni nu poate să vină să-mi spună mie că credința mea este greșită iar m-a luat starea de nostalgie și starea, un fel de furie și nu vreau să fiu furioasă. Eu vreau să fiu ok cu toată lumea. Uh, apropo, iar am spus că închei, dar nu închei. Vreau să-i spun doamne că am fost la Sfântul Nectari și am avut uh, o revelație una acolo. M-am simțit extraordinar de bine. Dar când am ieșit la poartă, la poarta mănăstirii din insula Eghina, era o fată singură o fată din Norvegia și mi s-a părut atât de senină și atât de liniștită și m-am dus lângă ea. Eu vorbesc foarte bine engleza și greaca, un pic italian, un pic spaniola, dar engleza și greaca o vorbesc bine spre binișor, binișor spre bine sau foarte bine. Am mers la domnișoara și am întrebat-o ce face, cum de pe acolo, singur așa, eram cu soțul în stația de autobuz, așteptam autobuzul spre stațiunea unde eram cazați, și eu au spus că este din Norvegia și au venit la sfântul nectarii pentru că prietena aici e mai bună, a avut o boală gravă, boala aia gravă, care nici nu vreau să-i promățul numele, nu și o căutat rezultate, nu rezultate, o căutat um cum să vă spun eu, soluții pentru a se îndrepta la medici, peste tot, peste tot, o căutat, dar o căuta și în credință. Și -o a avut, interesant, a avut o colegă de religie ortodoxă care i-a spus fetiala să se roage la Sfântul Nectarie pentru că o să aibă rezultate și o să fie ajutată. Fata aia, pe lângă tratamentul medical, s-a rugat la Sfântul Nectarie, fiind de altă religie s rugat zilnic, zilnic la Sfântul Nectarie și s a îndreptat și a avut și un vis că Sfântul ajuta. Colega ei, care era norvegian, care era acolo la biserică, a spus că o trăit alături de prietena ei revelația și uh, însănătoșirea și au vrut, vrut să vină să mulțumească și ea și să vadă uh, unde este Sfântul Nectarie. Ea ne-a avut nicio problemă. Era atât de încântată și atât de mulțumită că a ajuns la Sfântul Nectar, încât uh, am avut încă o bucurie în plus dată de, de această întâmplare. Așa că nu poate să-mi spună nimeni că eu nu am dreptul și nu am voie să cred în, în Sfinț. Cam asta-i. Uh, vă pup! Vă iubesc și mulțumesc pentru comentariile voastre, uh, pentru cele răutăcioase, mai ales legate de credință și chiar de cărți. A, ah, apropo, toată lumea se leagă de cărți, doar vedeți foarte bine, eu, sunt, eu zic că sunt credincioasă, în credința mea, cum mă rog, cum mă închin, este credința mea. Da, și citesc în cărți, pentru că așa am avut Învățăminte de la bunica. Dacă pot ajuta prin cărțile mele pe cineva, să ia un o hotărâre, să ia să, un sfat, să primească o energie pozitivă, eu nu pot decât să mă bucur. Așa că încă o dată spun că celor care să uh, latră la mine, că unii chiar latră și vorbesc foarte, foarte urât, uh, nu au nici măcar un singur drept la un singur cuvânt să fie împotriva mea este credința mea, este ceea ce îmi place mie să fac, nu li comentez, nu li, nu li spun despre pasiunile lor nimic, fiecare este cu credința și cu pasiunea lui. Și cu asta am încheiat, vă pup și la revedere! Acum mă pup de în cărți, da? Vă pup!